Lupta cu corupția nu înseamnă o acțiune doar de o singură dată sau o luptă contra unei cutii de bomboane. Lupta cu corupția trebuie să devină o activitate zilnică atât a structurilor abilitate, cât și a fiecărui cetățean al Republicii Moldova. Trebuie să educăm cetățenii pentru a nu da mită și trebuie să sancționăm aspru fiecare persoană care cere sau ia. Este inadmisibil și de neînțeles cum funcționar de stat cu salarii de 6-8 mii de lei lunar, să dețină averi și proprietăți de milioane, unii dintre ei inclusiv peste hotare. Cu ușurință putem deduce că aceștia au exploatat funcțiile pe care le dețin în sistemul de stat pentru îmbogățirea personală. Partidul Social Democrat propune aprobarea legii privind inițierea cauzei penale și acordarea statutului de bănuit și sau învinuit tuturor persoanelor cu funcții publice, averea cărora este mai mare decât veniturile legale și petrecerea față de ei a unei anchete anticorupție. Nu putem accepta o abordare segmentară și îngustă în lupta cu corupția. Dacă ne dorim o curățire a sistemului, atunci trebuie să o facem complet.